Salut, salut băieți, dați like și subscribe. Salut tuturor băieți și bine am regăsit în acest nou clip de Sastroia. Și azi ne venim cu un nou clip de Summer Guys, deoarece avem noua versiune 059. Fără alte discuții, eu zic direct să dăm drumul cu videoclipul și să dăm și noi acest spin gratis care îl avem astăzi pentru acest video, dar stați să ne știți pentru că pe versiunea beta vom avea și mai multe spinuri de dat. Hai să vedem, ne pică și nouă 5 gemuri, bro, 5 gemuri sunt destul de bune, sincer. O să ne fie de folos pentru următoarele emote-uri speciale. Și da, ați auzit bine, emote-uri speciale, deoarece vor fi două. Eu zic direct să facem switch-ul pe versiunea beta. Ok, bun, și suntem aici, uitați aici, Limit Time Wheel. Aici avem toate skin-urile care trebuie să le deblocăm astăzi. Dăm 10 spin-uri și... start! Hai să vedem cine pică. Uite acolo cele două emoturi speciale. Oricum o să vedem să șerge pe ecran. Avem acest animație, putem spune, sau tanto, mai don't know ce ar putea să fie. Următorul este Bro Skin Abducted Gal. Deci colaborare nouă cu extraterestrii. Avem după aceea Corn, care este epic. Urmând cu următorul skin Mythic. No, hai bro, no way, de așa. Deja ne dă duplicate. Haide, haide, haide. Ne-a dat Caiju. Ok, e fain skin-ul. E fain, e fain. Bun, ne-a picat Krabby Patty. Let's go. Da, băieți, și pentru cine nu știe, aceasta este o colaborare și cu SpongeBob. Da, cine se aștepta la chestia asta să facă chiar colaborare cu SpongeBob? Următorul skin este Bojeri. Ok. Hai să vedem după aceea care este și emote. Nu, no, bro, era la final. Bă, o să ne pice și nouă acel emote. Chiar vreau să-l am și eu. Și acum ne pică emote. Spatula slap. Oh my god, bro. Super nice. Bun, băieți, și cam atât am avut de prezentat înainte de a venit update-ul. Dar stai, pentru că update-ul nu se sfârșește aici. Vom avea niște noi setări. O să vedeți chiar acum pe ecran imaginele. Și sincer, o să fie niște setări, pot spun, destul de interesante, pentru că o să ne ajute să avem jocul mai perfecționat, mai smooth, cu FPS-uri mai puține. Și bineînțeles, vom avea și o nouă regiune de joc. Bun, acum hai să dăm și noi un match aici pe Anti-Dash, pentru că a revenit acest event în care avem Block Dash Laser, după ce avem Laser și mi se pare că Block Dash Endless. Bun, băieți, hai să dăm aici pe mapa de Laser Dash. Sunt tare curios, sincer, bineînțeles, și la ce va mai aduce acest nou update, pentru că, după cum bine știți, acest update este update-ul 059 și cât de curând trebuie să apară și update-ul 060, care va pune capăt capitolului 50. Dar am mare așteptări și pentru update-ul 060, pentru că, bro, este un număr foarte mare când auzi. Bun, băieți, și suntem în mapa de Laser Tracer și zic să vedem cum ne vom descurca și dacă reușim să aducem win-ul pe contul nostru. Și bineînțeles cu acest skin frumos pe Craig, mai bine spus Gargoyle, pentru că, bro, este un gargo, putem spune, care se află pe clădirile, putem spune, sau pe monumentele din anumite țări. Mamă, bro, ce era să mă duc acolo în Laser. Avem mare grijă. Bun. De asemenea, țin să vă anunț direct de acum că dacă rămâneți până la final, veți vedea și noile emote-uri și gameplay-ul lor. Bun. Hai să vedem. Stăm aici. Bro, stăm destul de liniștiți, bro. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Ok. Întrerup acest episod pentru a vă spune că pe data de 14 și 15 voi fi la Bucharest Gaming Week. Și punem să ne întâlnim să vă dau merch în premieră. Bineînțeles, înscrieți-vă cu codul de pe Instagram, care o să vă las link în descriere. Și bineînțeles, vom face poze, vom juca împreună Stumble Guys și vă voi da gemuri separat pe cont. Deci te aștept în număr cât mai mare la eveniment. Bun, băi, și hai să vedem, sunt de pe Block Dash Legendary. Hai să vedem ce vom reuși să facem. Hai să vedem, stăm aici destul de liniștiți, broadele.
avem mare grijă. Nu, trebuie să avem, bro, mare grijă, mare grijă. Dacă ne mai spun această parte a videoclipului, acestea sunt noile emoturi care vor apărea pe Stammer Guys în update-ul 059. Acestea au aceeași trebuință, doar aspect diferit și unul dintre ele face parte din Stammer Guys. Lasă în comentarii care crezi că face parte din Stammer Guys, din SpongeBob, din colaborarea cu SpongeBob și, bineînțeles, dacă vrei și tu unul dintre ele. Da, băi, cam atât a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați, donați subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!